Bine v-am regăsit din nou. Asta este drujba electric Husqvarna model 420L pe care a cumpărat-o cumnatul meu din acel magazin unde am fost și eu. Așa, foarte multe detalii nu știu să vă dau, e luată de puțin timp și nu am avut suficient timp să mă documentez, dar are o putere de 2000 de W. Asta este un model de Makita. Eu am văzut la Makita modelul ăsta, făcut în China, drujbița. Are o lamă de 45 de centimetri. Am măsurat-o mai devreme. Despre lanț nu știu să vă spun de care este. Nici ce pasare, ar putea să scrie aici în carte. Ai o carte, auci, un an de zile să citești așa ceva. Care, e groasă pentru că sunt în mai multe limbi. În românește nu știu dacă are, mai puțin. Ar avea în engleză, dar sormea mă strigă să văd o rulotă, parcă n-am mai văzut rulote. Deci e de citit pentru cine. Aici la început sunt câteva desene, cam cum sunt prezente prin toate cărțile. Deci cum se montează, cum se ascute, măsuri de siguranță și așa mai departe. Astea sunt noțiuni generale. Cum se taie, uite, astea sunt niște lucruri pe care eu nu le-am văzut prin manualul meu de la Makita, de exemplu. Cum se ține, cum se folosește, foarte interesant. Sormea mă strigă, o să iasă un video, vai mama lui. Cum se bagă pana, cum, da, uite, pentru cine pune pentru prima dată mâna pe așa ceva, sunt bune informațiile astea, adică pentru neinițiați. Să zic așa. Manuale groase astea sunt bune să le pui în bibliotecă. Îți ocupă spațiu și cine vine zice că ai cărți, ai citit, ești cult. Hai să vorbim tot despre drujbă, că despre asta e canalul ăsta. Am întrerupt un pic filmul că m-a chemat sorbea să-mi arate o rulotă, vrea să-și cumpere rulotă și m-am dus să văd și eu. Deci despre ce vorbeam? Spuneam că este model ca cel de la Makita ăsta. Mecanismul de strângere foarte simplu. Se dă chestia asta așa. Și de aici se desface capacul. Poți să scoți lama, lanțul. Aici se tensionează lanțul. Sau se detensionează. Vedeți că are un minus și un plus. Adică foarte simplu. Sunt și câteva desene aici care explică ce poți să faci cu chestia asta. E un mecanism simplu, dar eu nu prea am încredere în sistemul ăsta. L-am văzut și la Makita, așa cum vă spuneam mai devreme, dar nu prea mă bazez pe arcurile astea. Eu de-aia am cumpărat la mea cu capacul cu cele două piulițe, strângere pe cheie. Dar, în schimb, nu ai nevoie de niciun fel de cheie să umbli la ea. Frâna de lanț, foarte simplu de acționat. Oprit, se trage un pic în greu. Important e că percutează foarte ușor în față ca să-l oprești. Asta e important. Și aici are rezervorul pentru ulei. Uite, face tati un clip despre drujba asta care și-a cumpărat-o nenea Didier, vezi? Ai văzut-o? Și o pui pe... Da, să le arăt la băieți pe canal cum arată drujba, vezi? Uite, e făcută în 2018. Tati, mi-a arăt, deci, foarte simplu. Pe mine, mă arăt și pe mine. Pe cum să nu te arate, tati? Uite, ajutorul meu de nădejde. Băiețelul meu, Andreea. O să-i facem mai târziu un test. La ora asta nu avem voie să facem gălăgie aici în Franța. E, nu știu cât e ceasul, vreo 1.
și am mai, jumătate. Am mai cumpărat un bidon din ăsta pentru ulei de lanț, 5 litri. Și ăsta este, da, și asta ceva este, în care să faci drujba. Asta este apărătoarea pentru lamă, tati. Hai să o pun așa. Aici nu am trepied, mă chinui un pic cam mult, dar asta e. Tati, vreau să asta vreau se vreau pune, împinge, da, împinge până la capăt, tati. E protecția pentru lamă, să nu te tai la mână, știi, sau să nu îți rup pantalonii când o transporti. Te descurci? Da. Hai, mai e foarte puțin. Gata, cred că până acolo intră. N-are și o gheară, bineînțeles că n-avea cum. Deci, îi facem aici. Până acolo intră, tati. Se face mai pe seară niște teste să vedem cum taie lanțurile, nou, nu trebuie scuțit, nu nimic, e centrat, tot ce trebuie. Avantajul la drujbele astea electrice este că nu trebuie să faci altceva decât să bagi niște ulei în rezervor, ai băgat în priză și tai. Nu ai nevoie de amestec, nu stai să-ți bați capul cu cât ulei să bagi la amestec, nu-ți vine fum în nas, dar iubirea lui tata. După aia vrei să filmăm și cum ne jucăm un pic. Filmăm? Da, ce vrei? La asta. Ce vrei să ne jucăm? Da, așa, să pun pauză la clip, că se plictisesc băieții. O să-i facem un test mai târziu, sper, cel puțin, să-i fac. E foarte simplu de acționat, întrerupătorul are peste aici un buton care îl deblochează. Și, da, ia spune-le, mai pe seară, ia spune-le la băieți, mai pe seară îi facem test. Testăm drujba să vedem cum, să vedem cum merge. Să putem să o facem. Așa. Bine. Atunci ne vedem un pic mai târziu. Da. Pa, pa. Să vă abonați la canalul nostru și vă pup și vă salut. Așa, tată. Ai învățat. Ça sert un bon poêle.